vom face cunoștință cu o domnișoară frumoasă din Spania, care vine în Moldova să-și continue studiile. Este vorba despre Judith Roivel, o frumoasă domnișoară de 26 de ani, care vine din sudul Spaniei, orașul Valencia, vine la Bălți să-și continue studiile. Cum a decis ea să combine jurnalismul, comunicarea, audiovizualul, de fapt arta și arta comunicării, dar sper că o să iasă. A schimbat marea pe frumoasele locuri din Bălți. Vreau să o cunosc. Salut, Judith! Ce faci? Salut! Bine! Bine! Știi deja română, da? Da. Cum te adaptezi la noi? Ah, nu. Nu. So, do you know Romanian, Judith? I don't know. I'm trying to learn it because I'm going to spend 5 months here, so I would like to learn Romanian. Nu știu încă română bine, dar încerc să învăț pentru că am petrecut 5 luni aici și aș vrea să o cunosc. Cum te adaptezi la Bălți? Îți place atmosfera? How are you here in Bălți? Do you like the atmosphere? Yes, I like it because people are very kind. I have many hospitality. All of the people that I met have worried about me, so I feel very comfortable and I like the place. Îmi place foarte mult. Oamenii sunt foarte drăguți cu mine, au grijă de mine, pe toți cei pe care i-am întâlnit, au grijă să mă ajute, să mă asiste și de aceea mă simt chiar confortabil și îmi place. Cum au reacționat prietenii, membrii familiei, de faptul că pleci în Moldova? How do your friends reacted to your decision to leave your country and come to Moldova? All of them say, are you crazy? But I didn't want the typical Erasmus experience. I wanted to go to some more adventurous place and not as known as maybe Poland or Germany. So I decided to come here. And it's every day, it's an adventure if you don't know the language. So it's okay. It's funny. De la început, când le-am spus, au zis, cum? Ești în toate mințile, dar vorba e că nu mi-am dorit o experiență ordinară. Știu că prin Erasmus pot pleca și în Polonia și în Germania sau în alte țări bine cunoscute, dar am vrut o țară mai, un pic mai diferită, pentru că am vrut ceva deosebit și chiar îmi place, pentru că în fiecare zi am careva aventuri. Nu cunosc chiar bine limba, mi se întâmplă de toate, dar îmi place, pentru că chiar e interesant. Apropo despre aventuri, știu că ai avut o întâmplare nu prea fericită la stația de microbuze Chișinău-Bălți. Vreau să-mi povestești ce ți s-a întâmplat. It wasn't in Chișinău, if it's the thing I'm thinking. It was because I tried to go to Iași, but I forgot my passport. So I have my Spanish ID card. I thought that with that I could cross the border because in Spain it's from European Union. So I think it will be enough, but the men that works in the frontier say that with that, only with that I couldn't cross, I needed my passport, so they let me there, and the driver of the bus had to call some taxi driver to pick me up, and I have to wait there like 2 hours alone, and I was so sad, and just go back to here. Okay. S-a întâmplat, de fapt, la frontieră. Aveam intenția să plec. Nu era la gară, dar vroiam să plec la Iași. Șoferul de aici m-a acceptat în microbus, tot, dar ideea e că mi-am uitat pașaportul străin. Și tot ce aveam era cartea mea de identitate din Spania. Cunoscând și știind că România este membru a Uniunii Europene și Spania la fel, credeam că este suficient. Și când am ajuns la frontieră, mi s-a spus că nu pot să traversez, adică nu pot să trec și că nu trebuie să plec înapoi. Și atunci șoferul microbusului a fost nevoit să cheme un taxi pe care a trebuit să-l aștept 2 ore acolo fiind și mi-a fost cam neplăcut. Deci am așteptat taxi și am revenit înapoi la Bălți. Și într-adevăr, adică n-a fost chiar bine. Dar acum e totul bine. Nimeni nu te mai întoarce înapoi. Da, da. Okay. Another adventure here in Moldova, you know? Da, deja m-am acomodat, adică știu că mă așteaptă careva aventuri și mă acomodez. I won't forget my passport again. Nu mai uit niciodată pașaportul. Bine, faci o facultate, o specialitate în Spania, audiovizual și comunicare.
Vreau să știu ce vrei să faci pe viitor, de fapt. Să filmezi sau rămâi în comunicare? Well, I would like to make short films by myself with some classmates and or working in a company doing the edition of the videos or recording. Maybe I would like to learn Photoshop as well, which are like graphical creative design, but I need time, I need money, so I'll see. De fapt, sunt interesată mai mult de filmulețe. Aș vrea să învăț să pot să filmez singură, filmulețe cu persoane, să pot să fac interviuri, să învăț Photoshop-ul, să învăț să fac un design a filmelor video sau să chiar să lucrez într-o companie unde se practică lucrul ăsta, se face. Dar am nevoie de timp, am nevoie să învăț, am nevoie de bani și de aia încă gândesc. Mai văd. Eu îți doresc ca să acumulezi maximum de emoții ca să le poți împărtăși cu prietenii și familia ta, să le spui ce ai văzut la noi și eu știu, poate mai vin prieteni din Spania. Eu îți mulțumesc pentru că mi-ai acordat acest interviu. Vreau să-ți doresc să strângi destui bani și să acumulezi destule cunoștințe ca să-ți îndeplinești visele. Vă reamintesc că am avut-o ca invitat pe Judith Roivelta, studenta din Spania care își continuă studiile în Moldova. Thank you.